De la lansarea componentei de grant a proiectului Ameliorarea Competitivității 2, peste 140 de companii au fost acceptate spre finanțare. Astfel, agenții economici și-au sporit calitatea produselor și a serviciilor, au lansat altele noi, au optimizat procesele interne, au îmbunătățit imaginea companiei, au identificat clienți și piețe noi, dar și-au stabilit parteneriate în lanțurile valorice. Implementarea anumitor sisteme în procesul de vânzare, un sistem CRM, din data de 5 martie suntem certificați ISO, s-au mai făcut traininguri pe vânzări, diferite elemente care sunt de real folos businessului nostru. Datorită suportului oferit din partea PAC 2, afacerea familiei Untu din Căușeni este într-o continuă ascensiune. Drept rezultat au fost create noi locuri de muncă. În prezent, compania Cascom Lux are 12 angajați, dar intenționează ca, în viitorul apropiat, să lărgească echipa cu încă 5. Avem deja implementat brandbook-ul, logo-ul, lucrăm la etichete, dar cel mai important, la fel consider, a fost un studiu de piață făcut în țara Italia. PAC foarte mult ne-a ajutat ca să atât să diversificăm gama, să cunoaștem potențial clienți pentru export și să ridicăm muntele acesta online. Astăzi, Republica Moldova înseamnă accesul la o piață de desfaceri de aproape 1 miliard de clienți. Și asta se explică prin acordurile semnate de către Guvernul Republicii Moldova, acordurile de liber schimb cu Uniunea Europeană. De aceea, Ministerul Economiei și Infrastructurii a inițiat proiectul de ameliorare a competitivității, oferind susținere financiară pentru ca produsele fabricate în Moldova să poată concura de rând cu orice produs din lume. Antreprenorii care vor să-și extindă afacerea și să exporte pot aplica la PAC 2 pentru a beneficia de suport financiar până în 2019.